primul atac și al brașovenilor, cu o centrare la care ajunge destul de târziu Mateiu, întâmpinat acolo de Milan Mitic. Centrare și este gol FC Brașov. Ce fază simplă, doar un minut și jumătate a trecut de când a început această partidă. La fel s-a întâmplat și în meciul cu Viitorul Constanța. Atunci Mucurel Buga a înscris exact la jumătatea celui de-al doilea minut. Foarte bine s-a plasat aici Mucurel Buga și foarte bine a și plasat această minge la colțul lung. 1-0 așadar pentru FC Brașov. Bălace continuă, o pasă simplă în stânga pentru Zaharia. Centrarea lui Zaharia pentru Joel, gol Severin, 1-1, mutare inspirată a lui Bondra, Marian Bondra, după ce l-a introdus în teren pe Joel pentru câteva faze irosite, însă a apărut excelent la finalizare aici, la această centrare a lui Zaharia. Exact în același colț în care a marcat și Mugurel Buga. Două faze aproape trase la Indigo. De acolo a centrat și Matei. Olariu. Pătrunderea lui Mateiu. Menasel acum. Buga din prima! Gol! Gol FC Brașov! Marian Bondra a fost inspirat când l-a introdus pe Joel. Acesta a reușit golul egalizator. Ionuț Bade este inspirat când îl introduce pe Popa. Nu a fost deloc egoist. O deviere din prima pentru Popa, care vine dintre cei doi mijlocași centrali și finalizează excelent. Popa, cel mai bun jucător al Voinței Sibiu în stagiunea precedentă, rămâne în Liga 1 la FC Brașov, rezervă până acum de două.